Persoanele suspectate de COVID-19 din Cricova nu vor mai fi testate la centrul medicilor de familie din localitate. Asta după ce în spațiul public au apărut imagini în care se vede cum oamenii sunt testați afară, peste fereastră. Ulterior, instituția medicală a instalat un cort pentru a-i feri pe pacienți de ploaie și vânt. Însă nici această soluție nu a fost pe placul autorităților. Procesul de prelevare se realizează prin intermediul echipelor Asociației Medico-Teritoriale Râșcani. Totodată, prelevarea testelor COVID-19 pentru populația din Cricova este organizată suplimentar și la Centrul Medicilor de Familie numărul 10. Cortul de pe teritoriul instituției a fost demontat și a fost amenajat izolatorul pentru pacienții suspecți. Imaginile scandaloase cu locuitorii din Cricova testați acum peste geam au apărut pe rețelele de socializare la începutul lunii. La rândul său, conducerea centrului de sănătate din localitate susține că imobilul are o singură intrare, iar accesul persoanelor cu simptome de COVID-19 este restricționat, pentru a exclude riscul infectării celorlalți pacienți.